Bine ați venit la podcastul Acțiune, un podcast despre creativitate, imaginație, talent și cum să facem bani din talent. Eu sunt Anca Ghinea, sunt fondatoarea platformei de creativitate Creatoria Puro și sunt autoarea cărții Creatori în Acțiune. Invitatul meu de astăzi, fără prea multe prezentări, este Cornelie. Lie. Bună! Bine, Bună. Bine ai venit! Am o prezentare făcută și vreau să zic așa din Te ea. Rog. Lead singer, <laughs> trupa vang, creator în multe domenii, pentru că este și compozitor, și actor, bineînțeles, artist, știți deja lucrul acesta, și eu cred că își manifestă creativitatea într-un mod interconectat, în mai multe domenii. Îți mulțumesc. În primul rând, acesta este cuvântul. Mulțumesc. E un cuvânt cheie. Și o mulțumesc că te gândești să mă, să mă tragi de limbă, să afli câte ceva de la mine. Da, mi s-a părut foarte interesant acest lucru. Îți manifesti creativitatea în multe domenii. Uh, Doro are multe forme, dar și creativitatea are... Uh, <laughs> Infinit de multe forme, da. Infinit de multe forme. Uh, să restrâng întrebarea. Cornel Ilie, cum te prezinți tu? Cum te vezi tu? Care este brandul, să spunem, Cornel Ilie? Cred că. Nu știu care mi este, care este brandul. Dacă aș ști uh -huh. care mi este brandul, sau dacă aș fi fost uh, mult mai. Uh, nu știu, mai interesat sau mai direcționat spre obiectivul ăsta să-mi fac un brand, uh -huh. probabil că nu aș, mai fi, nu aș mai fi fost atât de. Uh, măcar interesant ca tu să vrei să mă întrebi câte ceva despre mine. Și cred că. Mă, ce mă. Ce mă animă pe mine cel mai tare și mm -hmm. ce mă alimentează cel mai mult, cred că este curiozitatea. Curiozitatea după care amestecat-o cu un soi de curaj pe care mulți artiști uh, tind să-l piardă pe, pe parcurs, pe parcurs mm -hmm. în căutarea lor, în uh, iluzia că au ajuns la un final sau că au ajuns la un punct sau, undeva. Da, sau că au ajuns cineva. Mm -hmm. Că și asta mai Undeva, este. Undeva cineva, da. cândva. Da. Și, și asta este o altă problemă, mm -hmm. și cred că astea, cele două, curiozitatea și curajul de a împlini toate curiozitățile și de a le duce la capăt, cred că astea m-au, de fapt, m-au ajutat de cel mai multe ori, și conștient, mult mai încoace mm -hmm. ca perioadă, dar mai mult inconștient de când am început eu să îmi dau seama că mă mm -hmm. interesează să, nu știu, să mă exprim într-un fel în care poate alții nu o fac. Da. Minunat. Mă regăsesc cumva în curiozitate, în partea curaj. aceasta de curaj. Da, curaj. Și în intuiție. Pentru că mi se pare importantă și exact. intuiția. Uh -huh. Uh -huh. Mai toate deciziile importante, nu știu dacă uh -huh. bune sau nu, dar uh -huh. de câte ori am fost, să aleg ceva important. Fie că e viața profesională, fie că este personală, uh -huh. mereu am mers după instinct, după intuiție, niciodată după creier. Am mers după ce spune... Inima? De, da, inima, Spiritul? golul ăla din, din uh -huh. stomac și pur și simplu vocilele din cap pe care le avem cu toții și mulți nu le ascultăm. Deși sunt foarte frumoase, sunt foarte bune ale. Sunt ale. dialogul acela interior. Da. Chiar voi iniția o campanie care se numește Creator pe interior. Foarte bun sună asta, foarte bine. Da. Cum ești tu pe interior? Pentru că pe exterior știm... <laughs> îți vedem Instagram-ul, Facebook-ul, uh, păstrezi o conexiune extraordinară cu audiența ta, să-i spunem așa, cum ești pe interior, din punct de vedere al creației. Uh, mult mai zbuciumat decât arăt. Uh -huh. Arăt uh, sau încerc să arăt sau să dau senzația unui uh, om uh, liniștit. Uh, eu sunt împăcat cu mine însumi, sunt uh, calm. Sunt, dar sunt ca acele pe care ele par foarte line, dar în adâncurile lor se întâmplă, se întâmplă o grămadă de, de zbuciumuri. Uh -huh. Dar mă refer aici la un zbucium creativ și tot timpul încerc să... Um, există ceva efelvescent acolo tot timpul în mine de, de dimineață până seara, care macină, macină, caută, caută, produce... Un motoraj, că tot vorbeam da, de acolo, Da, Pe interior este e Disneyland în mine. Sunt tot felul de caruseluri, de personaje, de, mm -hmm. de parcuri, de distracții. Te cam distrez. Eu cu mine și mai ales cei din jurul meu nu se plictisesc deloc pe lângă mine pentru că sunt destul de surprinzători și pentru mine, dar minte pentru ceilalți. Nu sunt vreun aventurier sau vreun aventuros, dar prin ceea ce vine să spun, prin ceea ce vine să fac, prin lucrurile simple pe care încerc să le scot la lumina altora, și pe care le au de bună, cuvintele care, pe care le spunem și le spunem așa din reflex, încerc tot timpul să le pun într-o altă lumină, să le dau mai multă importanță decât o dăm când vorbim. Lucrurile foarte... încerc tot timpul să, 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 mm -hmm. să ofer foarte mult, mm -hmm. dar și să... Cred că cea mai mare provocare pe care încep să o disting în ceea ce fac este să fac oamenii să gândească, să-și pună întrebări. Să se trezească, cumva. S și să se trezească, dar nu vreau să pic într-o zonă de-aia nu, foarte nu, 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 motivațională. Nu, nu, nu. ce trezit pe calea ta cum ar să veni. să pui da. întrebări. Uh -huh. să pui întrebări despre tine mai ales și uh -huh. să, uh, să, să devine și ei curioși. Da. Interesant. Apropo de intuiție, chiar anul trecut am fost speaker la o conferință de creativitate din America pentru că ei au astfel de conferințe și domeniul acesta <laughs> este... Uh, foarte bine sedimentat de ani de zile, de zeci de ani de zile. Eu mă lupt uh, de vreo 20, cumva, pe domeniul acesta și mi se pare că încă suntem cumva la început. De guitar, is... exact. Însă ei au și uh, facultăți, universități pe zona asta. Hmm. Ce mi s-a părut in, uh, interesant acolo, sau la acea conferință, ce-am învățat eu, ce-am luat eu de acolo, e că Deși sunt înainte, cumva ei au cam sedimentat formula aceasta creație. Nu mai e svâcu, nu mai e uh, partea aceasta de efervescență, cum spuneai și tu. Noi suntem mai verzi, între ghilimele, dar uh, parcă bate inima mai tare. La ei, noi. Da, la ei e mai mult tehnică. E foarte stabilit, nu? Sau prestabilit. Mm -hmm, este foarte prestabilit. Și programează creativitatea și efectele și rezultatele. Da, 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 da. E bine, e bine, e bine să ai și alternativa și asta, să mm -hmm. să te ajute un sistem sau un mecanism, că poate tu ești destul de dezordonat sau neîncrezător în creativitatea exact. ta. Exact. Și o astfel mm -hmm. de, un astfel de mecanism bine pus la punct poate te ajută să completezi un tabel grill al tuturor pașilor pe care trebuie să-i faci ca tu să obții un rezultat din creativitatea ta. Un tablou, ta. general, da. Dar, până la urmă, haos ăsta al nostru, mm -hmm. al oamenilor care... și, în general, al românilor, că nu suntem un popor haotic, nu -avem, avem nicio niciun... în Ceea ce facem, mm -hmm. da, e totul de pe azi pe mâine. Dar, în zona asta de improvizație, de a găsi soluții, de a crea soluții și de a ne găsi drumuri, de a găsi căi, de a re rezolva unele situații, cred că este mult mai bun haosul ăsta al nostru uh, și capul ăsta în nori pe care îl avem câteodată și pe undeva uh, inconștiența asta că nu prea știm ce facem. Adică ne ducem așa cu capul înainte, cu câte o idee sau după o idee sau după un proiect, după un gând mm -hmm. și ne trezim că, bă, dar ai ieșit ceva. Este bine. Este mai bine decât decât speranța sau decât alții care au gândit niște pași ca lumea și au scris, au făcut niște cursuri pentru asta. Poate și de asta, românii sunt destul de apreciați în zona asta de creativitate. Chiar da, și chiar dacă am fost anul trecut cam singura din partea asta, Europa de Est, o apreciat tocmai prospețimea ideilor și am și vorbit despre intuiție în actul artistic, indiferent de zona aceasta. Și mi s-a părut foarte interesant că am adus uh, cumva pe masă un subiect... Dimensiunea asta, nu? Uh -huh. Intuiția în... Uh... Intuiția în creativitate. Pentru că eu am impresia că uh, ideile sunt precum trenurile. Vin, pleacă, e o gară acolo, uh, dar dacă nu ești atent, dacă nu ești prezent în viața ta, dacă nu ai și intuiția, flerul acela să descoperi uh, care idee e bună și care merită să o arunci. Cum? Adică, cum faci? fix, fix mm -hmm. pe acolo, am și o vizualizare asta unor mm -hmm. că ideile se învârt, sunt în aer, sunt transparente mm -hmm. în jurul nostru, toți le-am putea accesa, accesa. La, la fel de bine mm -hmm. sunt se învârt peste tot ca niște ființe transparente mm -hmm. și cine este mai atent și le prinde poate mai și muncitor, sunt unele, mai determinat da, câteodată vin unele care cumva se învârt, vin numai în preajma ta mm -hmm. pentru că este treaba ta să le crești Exact. nu toate ideile sunt pentru toată lumea ci unele sunt venite acolo vin pentru tine, vin, vin în întâmpinarea ta și cum ai spus, dacă ești pregătit dacă ești atent, dacă ești prezent uh -huh. să, le, să le prinzi de o aripă dacă nu, evident că ele se vor duce către o persoană sau către un, nu știu, un suflet, Disponibil. un spirit un, o minte mult mai prezentă, mult mai trează uh -huh. care va împlini acel, acel gând acea Vis. idee bunesc, dar da. apropo de toată Povestea asta că, uite, tu veneai cu o prospețime aparte acolo, mm. față de ei care extrem de, totul, foarte. Se teme. În... și ah. procesul era foarte. Uh, scuzați, uh, <laughs> uh, era uh, foarte așezat așa cum ai spus și tu. Adică da, era structurat, probabil, o uh -huh. structură foarte clară ăștia, sunt pași da. în lumea mea, în ceea ce facem noi. Uh -huh. De foarte multe ori am ales să lucrez cu oameni neexperimentați uh -huh. decât cu oameni decât cu profesioniști. Evident, pe unele domenii este bine să lucrezi cu profesioniști, sau clar. în unele puncte trebuie să ai și niște profesioniști. Uh -huh. Dar de multe ori mă duc către cei tineri care nu au nicio experiență. Dar de multe ori entuziasmul compensează lipsa uh -huh. de experiență, pentru că exact asta vin cu o altă abordare, pe care noi poate oh, o pierdem uh -uh. în timp, că ne obișnuim că nu, lucrurile trebuie făcute așa, așa au vișit și așa trebuie, că altfel nu ies. Dar tot timpul, uite, și acum uh -huh. copiii, specia asta nouă de copii, că e o altă specie, vin cu, <laughs> vin cu o abordare total proaspătă. Uh -huh. Și cu o viziune s-au sărit toate etapele pe care le-am exact. trecut și nu înțelegem de ce să duc direct, direct la o soluție când noi trebuie să ne punem alte întrebări și exact. să o luăm pe nu știu câte ocolișuri. Și ăștia se duc direct și s este puțin... Am gradat. Eu îi spun da. fetiței mele, eu am gemeni, și îi spun fetiței mele că o artistă... Foarte bine. Se moștenește. Așa ea nu mai are practic nevoie de partea aceasta introductivă a creativității pentru că ea îmi și spune mami, am o idee și pac, o fac. Deci este simplu. Evident. Este foarte simplu pentru că eu mă gândesc ok, e o idee, e bună, e rea. Când, când îi fac timp, când îi fac un spațiu în viața mea, când mă ocup, ce resurse am? Uh, nu, no. pierdem timp. Pierdem timp, sau așa, energie, punându-ne niște pierdem, întrebări. Uh, cred că toată... pierdem energie și pierdem... Uh, posibilități. Start. Start. Credem și start da. câteodată. Da, a, asta este fascinant la cei mai tineri de acum, că uh, se duc direct la soluție, uh -huh. încearcă să aplice direct, ceea ce cred că asta putem să învățăm noi sau să reînvățăm de la ei, că și noi avem da. foarte multe de învățat de la cei mici și Cinci de asta eu... jumate și mă bate la idei și la <laughs> uh, prospețime și la felul de a aborda și câteodată stau și zic wow. Cunosc. Uh, Fetița mea, Zara, are, face șapte ani în, în noiembrie. -a -a și camândoi. mă mulțumesc la fel. Uh, și tot așa, observ cât de repede găsește soluții, mm -hmm. și cât de repede învață să folosească niște aplicații, niște aparate. Care eu trebuie să citesc, niște, trebuie să citesc manualele mm -hmm. ca să le învăț. Și uh, să mă întorc, mereu aleg entuziasmul oamenilor decât experiența lor. Mm -hmm. Tocmai pentru că s-ar putea să vină cu o altă perspectivă. Și totuși eu am și partea de analiză în mine, eu sunt creator așa foarte aplicat și un pic diferit, în sensul că am și. Uh, e și ești și strateg. Și sunt și strateg, exact. Okay. Și am nevoie cumva de cherosenul acesta al strategiei, astfel încât să-mi confirm, uh, ești pe drumul cel bun, mergi înainte. Firesc. Așa. Uh, vreau să te întreb un lucru apropo de bani. Pentru că e un subiect foarte interesant. Și multă lume trăiește cu ideea că nu poți face bani din talent, bani din creativitate, bani din, nu știu, pictură, poate, poate, din. la un nivel, poate chiar și din muzică. Cum uh, desfințăm acest mit? Păi, uh, mitul că nu se fac bani din creativitate, da. din artă. Uh -huh. Păi acum depinde la ce exemple te raportezi. Dacă uh -huh. te raportezi la cei mai mari artiști din lumea asta, sunt și printre cei mai bogați oameni care au fost vreodată. Probabil Dacă... mi se pare prea mult și drumul prea uh, riscant și... Prea nesigur, cred. Prea că nesigur, este. Da. Cred că acolo este problema unor oameni și un chiar al chiar a celor talentați și a celor care sunt creativi și artiști. Foarte mulți mm -hmm. se pierd mm -hmm. pentru că nu au încredere, li se pare că n-au cum să fie tocmai cei care vor câștiga și vor face pasul cel mare către glorie și mm -hmm. uh, comun și așa mai departe. Mm -hmm. Și evident că vor veni alții care nu-și pun problema așa și le vor lua locul. Uh, cred că nu trebuie făcut un scop din asta. Nu trebuie făcut un scop din a face bani. O obsesie, poate? Sau un scop? Că la un moment dat poate să fie și nici, uh, nici, nici. Adică când uh, este evident că trebuie mm -hmm. să valorifici talentul. An, să trăim într-o lume a banilor până la urmă. Tot timpul a fost așa, până și mari compozitori clasici mm -hmm. uh, creau uh, niște simfonii și niște opere de niște creații muzicale pentru a fi plătiți de împărați pentru exact. a fi plătiți de niște familii pentru ca să supraviețuiască exact. dar dacă intri într-un domeniu să-ți urmezi pasiunea oricare ar fi ea că poate să fie și într-o zonă de IT e la urmă, tot o pasiune tot un talent și tot creativitate poate fi exact. Și acolo exact creativitatea se poate manifesta în orice domeniu da mm -hmm. uh, Cred că nu trebuie să pleci de la ideea, a, acolo se fac mulți bani, asta asta voi face. Sau am un talent, cum să fac să câștig când mai mulți bani. Banii o să vină tocmai, Cred că sau nu știu, la mine așa a fost, dacă nu i cauți. Uh -huh. Dacă nu pui problema asta înainte. Eu am început să cânt și am început să fac muzică și mi-a plăcut să fac asta și mi-am dorit când n-aveam nici cea mică speranță și nici cel mai mic cum să spun nici nu ai că aș putea să ajung să câștig bani din asta sau să audă lumea din ce, ce fac eu. Pentru că nu exista unde să mă pot exprima. N-aveam unde să difuzez muzica pe care o registram, n-aveam unde să o registrez, în fine, e o, o poveste lungă. Dar faptul că nu aveam miza asta de la început m-a ajutat să nu am nici acum. Și să am relaxarea să fac ceea ce îmi place, fără să mă gândesc că, cât am de pierdut sau dacă fac asta, ce o să pierd? N-am ce să pierd. Cel mai, ce mai mult pot să pierd dacă nu fac nimic. Nu Dacă nu, nu ai încerc să-mi fac nu ai pasiunea Nu frici? Asta. Temer frici? Uh... Legată de Legat ceea de... ce îmi place mie să fac? Da. Nici cea mică frică n-am. N-am nici cea mică teamă. N-am avut-o niciodată. Este pasiunea mea, este în mine, este... Mm -hmm este de datoria mea și este responsabilitatea mea să o țin în viață, să o cresc, să o alimentez, să o hrănesc, să o îmblânzesc uh -huh. și să o transform în ceva creativ de care alții să se bucure. Dar nu am cum să nu am cum să o pierd sau nu am are de ce să-mi fie teamă de ceva ce dețin. Nu pot să să-mi fie, să fie teamă că o să-mi pierd o mână decât dacă se întâmplă ceva extrem de dramatic, un accident extrem și atunci, dar nu poate să ține de frică asta. Asta este un nu știu, un ghinion, un blestem, un accident și așa mai departe. Mm -hmm. Deci de asta nu are cum să-mi fie frică. Niciodată. Se teamă de blocajul creativ când poate intră așa într-o zonă? Nu mi mai este, nu pentru că mai este, okay. se întâmplă, e firesc. Și cum tratezi blocajul? A, mă, ce administrez? Mă, mă detașez de de acel moment, și mă îndepărtesc puțin de zona asta a pasiunii mele. Dacă nu pot să compun un cântec, pentru că n-am nici mică idee și mă simt sub mediocru și deloc inspirat, fac orice altceva decât să insist să sap într-o. Direcție? Să forțez o ușă care nu trebuie să o deschid acum. Poate trebuie să o deschid mâine, peste trei zile, și atunci mai bine o să mă plimb. Văd un film, citesc ceva. Ascult muzică, joc tenis, orice altceva decât să forțezi ceva. Bine, asta dacă nu ești într-o criză, criză de timp și trebuie să uh, execuți o, nu știu, ceva, trebuie să fie gata la un anumit timp, mm -hmm. cu un cântec, cu orice, cu orice. Când proiect. ai un deadline. Când am un deadline. Da. Dar, din fericire, eu funcționez foarte bine în regim de urgență. Și mult eu. mai bine. Și... Dacă îmi spune cineva, acum mm -hmm. îmi spune cineva, peste două zile trebuie să ai gata ceva ce pare imposibil îl fac mai repede decât dacă l-aș face într-o lună. Și pe mine mă animă întotdeauna ideea asta de imposibilul devine posibil. Da, e fascinant. Da, pentru că e o altă latura creativității, așa te simți... Da, dar pe de alta parte vine să te demonstreze că totul e în capul tău, că nu poți să faci niște lucruri, sunt limitele pe care ți le pui singur. Dacă vine cineva și te forțează să faci ceva, le vei face. Dar tu nu ești în stare de cel mai multe ori să-ți forțezi singur limitele alea și să-ți propui uh, Uite, îmi propun să fie urgență până mâine Nu ai cum să faci asta, nu, nu poți să te detașezi uh -huh. tu, tu de tine Aș vrea să vorbim uh, și despre blocaje De blocaje de la început de carieră Poate nu există resurse, poate nu există timp, uh, bani, oameni, networking Sunt multe Pot să apară. Și cartea aceasta a apărut în 10 ani, deși îmi doream de acum 10 ani. Și au avut în timp, în pandemie, să se lanseze. Și, până la a apărut când era cel mai bine să apare, când a avut loc da. cel mai... Când uh, cu era, suferința era, când loc autorului cu la mijloc, dar uh, mi-aș fi dorit să se întâmple mult mai repede. Au apărut anumite blocaje pe care le-am identificat, le-am tratat în felul meu, cu tot cu o strategie și puțină intuiție, sau mai multă intuiție, ce faci? Sau hai să spunem altfel. Ce le spune celor care se află în etapa de început? Când se... Uh, când se lovesc de bariere? Că apar barierele, adică nu suntem într-o lume timpul. roz. Apar tot timpul. Și mm -hmm. la început, și la mijlocul drumului. Poate la mijloc și... Nu mai vorbim în La mijloc e un pic mai ușor, pentru că știi, ai experiență. Da. Dar la început... Ce fac, um... ce în primul rând, o să mă întorc puțin la ce spunea apropo de suferința autorului. Mm -hmm. Tot timpul autorii vor suferi, dar vor suferi pentru, nu știu, mm hai -hmm. să bucuria, mm -hmm. dar pentru beneficiul pentru beneficiu, publicului da. mm -hmm. acelui autor. Că ascultăm niște cântece de dragoste și iarăși niște simfonii sau citim niște cărți care de care noi ne bucurăm și ne ajută să înțelegem ceva despre noi înșine sau despre ce ni se întâmplă, mm -hmm. dar cei care au creat acel lucru au suferit ca să pot, au suferin, ca noi să ne putem alimenta mm -hmm. cu ceea ce ne oferă. Eu ce le-am spus tot timpul. Tuturor, or, orice vârstă, orice ce vârstă creativă sau orice vârstă ca mă, ani da. ar avea răbdare. Trebuie să ai răbdare. Nu, nu, nu poți să faci nimic creativ fără răbdare. Nu, nu, nu poți să trăiești din creativitate, nu poți să-ți exploatezi creativitatea și să o oferi și altora sau să, sau să speri că ceea ce tu creezi își va găsi locul undeva dacă nu ai răbdare. Este imposibil. În primul rând trebuie să-ți verifici pasiunea și pasiunea ți-o verifici prin aceste blocaje, mm -hmm. pentru că dacă cedezi la une, la niște bariere, poate nu e pentru tine drumul ăla. La mine a fost simplu și merg după propriul exemplu, pentru că ăsta l-am trăit, ăsta știu foarte bine um, și mi-am verificat pasiunea gândindu mă niciodată că bă, dar dacă la un moment dat nu o să meargă. Mm -hmm. Fără plan B. Ai o pasiune, vezi, dacă te gândești la un plan B, poate nu e pasiunea vieții Și atunci vor apărea, vei simți altfel blocajele alea. Dacă va fi pasiunea vieții tale, blocajele alea nu vor exista. Vor fi niște mici, nu știu, trebuie să un copac. Pietricele. Da. Toate blocajele, cele care apar, la un moment dat vin de fapt să te ajute. Nimeni nu vine să te încurce. Dacă privești așa lucrurile, că totul vine să te provoace, să extragi ceva de acolo mai ales pentru un om creativ și care vrea să-și folosească creativitatea mm. și simte că are o forță creatoare foarte puternică, blocajele sunt niște binecuvântări câteodată. Pentru că te forțează. Te, te pun la colț mm. și te, te, te chinuiesc cumva să să, să cauți soluții. Mm -hmm. Limitarea, mi se pare fantastică, una, da, da, este foarte bună pentru, pentru oamenii creativi. Noi când eram, când am apucat de muzică, ne-am apucat să înregistrăm, noi nu aveam de niciunele. Niciun ni, nici nici echipament profesionist, nici instrumentele nu erau profesioniste. Erau cumpărate din talcioc, erau fabricate de niște oameni care se pricepeau la electronică. Foloseam tot ce puteam să înlocuim aparatele prof profesioniste, pentru că nu aveam bani să le cumpărăm, nu se găseau atâtea magazine, nu era internet să comazi, nu exista așa ceva. Știu. Și atunci, Uh, noi căutam soluții creative, Ok, și cum să facem ca să, fie, să, să fim ca aia mari, ca exact. aia pe care i admirăm. Și găseam soluții, tot timpul am găsit soluții. Și am inventat, și am improvizat, și am folosit orice ne-pica în mână ca să-mi ducem mai departe ceea ce ne propusesem și ceea ce ne, ceea ce ne doream. Ceea ce pentru cei mai mulți de care se apucă acum de meseria asta este de neconceput. Să înveți să cânți singur la un instrument sau să scriu un cântec, să nu știu, să orchestreze să orice să, începi, să încerci să înveți singur este de neconceput acum, pentru că există tutoriale și cărți, și cursuri pentru orice, și cum să te speli pe dinți. Și Uri. cum să dai mâna cu cineva. Cred că există un tutorial. Și asta este nu ajută deloc. În zona creativității, tutoriale, tutorialele astea mi se pare că distrug enorm foarte multe spirite sau foarte mulți oameni care ar putea să creze mai mult pentru că nu ți faci practic partea de cercetare care este foarte importantă este, este? foarte important în, să cauți tu exact. să fii uh, imaginează-ți imaginează da. un detectiv uh -huh. care intră pe net și află cine e criminalul, nu caută el Păi, unde mai e satisfacția de a găsi tu Mm -hmm. și de răspunsul în de, a, de, a, de, a, de a te frustra că nu ajungi, că nu reușești să faci lucrul ăla și să nu dormi noaptea, să te trezi exact. să iei de la capăt, mm -hmm. și după aia satisfacția -ai reușit. că ți a reușit. Mm -hmm. Și tu nu îți dai seama în momentul ăla câte uși deschizi în tine și cât de larg le deschizi și cât de mult te vor ajuta ulterior în drumul ăsta al tău. Crezi că creativitatea crește oamenii mai mari? Ne ajută să creștem pe interior și exterior? Uh, nu, sper să. Cred că un om creativ care uh, este, cum să spun, uh, un creativ pur sânge, cel care nu se gândește cum să facă bani din asta, cum să se îmbogățească din asta, care este fericit doar pentru că are idei și că el, el creează, uh -huh. cred că trebuie să rămână copil. Nu există ființe mai creative pe lumea asta decât copiii până în șapte ani. Șapte, opt ani pe acolo. Nu, nu există. Ei nu cunosc nimic, aproape nimic. N-au niciun indiciu, n-au nicio definiție, n-au nicio cunoștință despre enorm de multe lucruri din lumea asta. Dar schimbă și toate totuși... regulile. Și le explică, le reimaginează, schimbă sensul lor. Deci nu... Dacă am putea să rămânem, să ne păstrăm creativitatea copiilor, sau să putem să o extragem undeva și să ne o implementăm, în primul rând, cred că lumea ar fi mult mai frumoasă. Și mai creativă. Mult mai creativă da. și am folosit partea asta de creativitate pentru lucruri care să ajute oamenii. Știi că au fost studii care au demonstrat acest lucru. Este un studiu, Serios? Da, este un studiu celebru <laughs> care a demonstrat că la început, până în șapte ani, exact ce Pă ai spus pune? și tu, da, Așa, copiii, peste 90% din eșantionul, să spunem, studiat Atenție, un eșantion studiat pe parcurs de mai mulți ani, zeci de ani până au devenit adulți Erau creativi, deci 80%, peste 90%, scuze, erau creativi Ce s-a întâmplat în timp, când au devenit adulți, sub 8% mai manifestau o oarecare creativitate Deci uite cum se pierde creativitatea în timp, în loc să se... No. Creștige. Cu deci, cât știi mai mult, cu atât uh, simți mai puțin, și cu atât uh, ne imaginăm mai, uh, mai puțin. Poate ne dăm voie să uh, simțim sau să creăm într-un mod așa, pur, cum era odată, da, cred la șase ani. Mă revin la întrebare. Cel mai frumos ar fi, sau cel mai spectaculos ar fi ca creativitatea să nu te lase să crești, de fapt, pe interior. Lasă maturitatea gândirii. Să fim raționali, să fim responsabili cu ce ni se întâmplă în viața noastră, că apar copii pe parcurs, că apar responsabilități sociale, dar să nu creștem, să ne păstrăm doza aia de uh, imaginație, de curiozitate, de, nu știu, de a, de a ne juca cu lumea mm -hmm. și de a vedea lumea jucându-se, de fapt, tot să, să vedem că o joacă, dar nu în sensul la superficial ci în sensul că, până la urmă, dacă totuși am privit că totul ar putea să fie o joacă, ar fi mult mai ușor cu totul, tot, totul ar fi mult mai simplu. Deci, nu, cred că o, o creativitatea aia, nici autentic, nu mai vine să mai spun că s-a distrus cuvântul ăsta cumva, nu știu, nu temeaua. Da, s-a dezbrăcat de l-au da, făcut în, în toate felurile. Um, cred că, este vezi, asta, aici, cred că e un exercițiu de creativitate, cum înlocuim, cu ce înlocuim autentic. Cu ne ce, punem cu mințile ce. la contribuție. A, a, creativitatea aia, cred că trebuie să... Scopul este să te facă înapoi copil. Frumos. Dorul are multe forme, un cântec extraordinar. Mulțumesc! Felicitări pentru el, întregii trupe. Și întregii mișcări, până la urmă, legate a de fost, dor. A fost o. Dacă vorbim strict de acest cântec, și de. în special despre clip, că acolo a fost o de, mm -hmm. desfășurare de forțe. Uriașă! Da. Uh, și totuși, uh, făcută. Natural. Într-o. Da. Uh, și poți să-ți imaginezi un astfel de clip în care aduni 41 de personalități din România, din toate domeniile, că sunt artiști, că sunt actori, că sunt oameni de televiziune, de radio, mm -hmm. sportivă, antreprenori. Da. Îți trebuie o echipă foarte mare care să creezi o logistică, să poată să funcționeze lucrurile astea. Dar, de fapt, Ce -a fost? tot ca niște copii am făcut acest proiect. Mm -hmm. O mână de oameni, fix o mână de oameni, câte doi sau trei, maxim doi, trei oameni care ne fugeam într-o mașină, ne primam după oameni prin oraș și... Cât a durat? A durat vreo șapte zile să putem să-i prindem pe toți. Pentru wow. că nu aveam cum să-i prindem în aceea zi sau în două zile. Mulți mai erau și plecați până se întorceau. Și cam de la prima filmare, primul filmat până la ultimul, a durat cam șapte-opt zile. Ceea ce e ce foarte puțin, dar totuși ne gândim... Da, totuși este, este puțin pe de altă parte este de 7-8 ori mai mult decât orice lucru la un videoclip. Pentru da, că o zi. o zi de filmare este alocată mm -hmm. unui videoclip din motiv de costuri. Exact. Orice zi în plus înseamnă costuri da. duble. Da. Și atunci, a, a, da, pe de-o parte pare puțin, pe de-altă parte este foarte mult pentru un astfel de, de proiect, pentru un clip. În schimb, efectul clipului este mult mai important decât tot tot ceea ce s-a întâmplat în spate, și faptul că acești oameni au acceptat să intre în, în, în jocul asta, până urmă, da? Uh -huh. Și să se expună pur și simplu cu un că cei mai mulți au venit cu un credere că nu, o să, nu, nu intră în ceva care să le facă rău. Um, au ajutat foarte mulți oameni ca să fie mai atenți și la text și să fie mai atenți la ei înșiși. În momentul în care primești niște priviri atât de calde de la atât de mulți oameni pe care îi admiri, sau poate până atunci nu îi admirei, dar îi admiri în momentul ăla, îi cumva îți dă, îți dă un curaj mm -hmm. anume, îți dă o putere, îți dă o încredere în tine. Și norocul face ca. nu știu cât norocul, dar pentru noi este spectaculos că piesa asta a ajuns în niște medii. Foarte diferite de mediile în care eram neobișnuit să ajungem cu muzica noastră Adică un cântec care a ajuns la oameni care nu ascultă vanc mm -hmm. Care poate nu le plăcea ceea ce facem noi Dar cu piesa asta au, au devenit fani Și mi-a scris multă lume din zone, zone, vorbesc de zone de vârstă de vorbind, da, o statut da. mm -hmm. uh, Foarte diferite. Extrem de diferite față de tot ceea ce se întâmplă până acum. Și un uh, reper uh, fix, pragmatic, este faptul că timp de două săptămâni a stat în acel top 50 trending YouTube, uh, undeva în locurile 20-24 pe acolo, ceea ce este enorm pentru și astfel pe de și Peripit să știu, sigur, foarte multe persoane care și-au dat pe. Da, și eu știu că au ascultat și spunau că au ascultat peripit da. cântecul ăsta. Mm -hmm. Și cam asta este de fapt bucuria cea mai mare și nici nu imaginez ce poate să vină peste astfel de mesaje care să mă bucure mai mult de da. decât faptul că mai ales un astfel de cânte care și el este creat dintr-o nevoie, dintr-o confesiune, dintr-o nevoie de a mă confesa sau de a elibera ceva din mine, să Do. văd că ajunge la niște oameni și că îi și ajută, că cei mai mulți dintre cei care au simțit nevoia să-mi scrie este pentru că am mișcat ceva în ei. Că aici mă refer la cei care au simțit nevoia și nu s-au putut stăpâni să nu pună mâna pe laptop sau pe telefon să scrie un mesaj. Și tu l ai primit cu drag. Am primit foarte bine și răspund tuturor și le răspund foarte personal și nu, nu e așa ca pe ceva. Da, normal. For granted. da. E, bă firesc, dar ce credeai că nu? <gângăt> da. uh, le răspund și celor care complimentează și celor care critică. Uh, nu știu ce să spun despre... Ceea că... ce e într-un fel atipic, pentru că foarte mulți din cei care au ajuns în top, să-i spunem așa, uite să mai păstreze contactul direct cu audiența. Contactul acela Uh, Proaspăt. Adică, e, din mesaje. De fapt din... e contactul firesc, dar noi niciodată da. nu am fost genul ăla de artist uh -huh. care să placeze o barieră: Uite, noi suntem aici, pe o scenă sus, uh -huh. și voi sunteți jos acolo și ascultați. Nu, și la concerte este același, e același tip de comportament artist public. Uh -huh. Dacă e nevoie să stau după concert o oră, o oră jumate pentru fotografii, cu fiecare persoană de acolo stau o oră, o jumate. N-am nicio problemă în a face asta. Mi se pare, din potrivă, mi se pare foarte flatant că oamenii își doresc să aibă o bucurie acolo, 5 secunde să le dai din viața ta pentru ceva pe care îi bucură în momentul ăla. Este baterie pentru sufletul tău? Ceea ce se întâmplă, de exemplu, după concerte? Mai degrabă ce se întâmplă în timpul concertelor. Este bateria cea mai acolo e flacăra cea mai puternică. După care vin, evident, vine un alt strat. Uh, dar, până și pentru cei din public, ce oferă înapoi cel mai puternic este în timpul concertului. După care sunt lucruri pe care încep să. Uh, sau senzații care ți, ți se așează și încep să le exprimi. Uh -huh. Dar, în timpul unui spectacol, uh, vezi în ochii oamenilor, nu trebuie să spună. Uh -huh. și, și nici nu-i auzi, pentru că e muzica tare, uh -huh. gălăgie, balamuc. Și nu auzi. Și chiar dacă nu auzi, înțelegi exact. Mm -hmm. Mult mai bine decât ceea ce spunei după aia. În scris, verbal, că te îmbrățișează și așa mai departe. Cu muzica sunteți un pic mai norocoși pentru că și eu primesc tot felul de feedback-uri, mesaje pe partea cărții acestea și tot ceea ce am mai scris. Dar mie mi se pare că muzica aduce un limbaj al iubirii, al felului de a fi... Chiar mai direct, mai așa la nona secundă, cumva, ce mi se pare interesant în muzica voastră e că, deși ai spus că cu dorul are multe forme ai prins o audiență, ai prins o audiență și mai mare, totuși, de lungul celor 20. Uh, erau 25 ani, în 2019. Aproxim de 30. De, de, de 30, așa. Foarte multe persoane au crescut. Au crescut pur și simplu. Adolescenții de ieri au devenit prinți. Uh, au. Și atunci, <laughs> mi se pare că e foarte interesant că muzica aceasta însoțește viața până la urmă. Cum privești tu călătoria ta, călătoria voastră ca echipă, ca trupă, ca prieteni până la urmă? Cu toți ne transformăm. Mm -hmm. <coughs> și uh, ce nu se schimbă, există în schimbă scânteia. Spiritul Flacăra. care ne da, ne face să continuăm, să păstrăm drumul ăsta, să insistăm, să ne încăpățânăm Pentru că pentru trupa noastră sunt foarte uh, definitorii termenul asta Că ne-am încăpățânat să facem muzică, ne-am ambiționat să ne păstrăm locul mm -hmm. uh, Ne-am creat un culoar al nostru, un stil al nostru, un o sound, nișă, o da. nișă mm -hmm. Și uh, mergem în continuare pe ea că nu era stilul ăsta sau felul ăsta de a face Aborda muzică locurile. atunci. Mm -hmm. În România nu era. Și uh, uh, evident că și noi ne-am transformat o dată cu, cu publicul. Și mai există există oameni care ne spun acum și ne ascultau acum 20 de ani, da, atunci parcă era puțin altfel. Da, dar și tu erai altfel acum 20 Corint. de ani. Nu poți să rămâi eu blocat în timp mm -hmm. ca de fiecare dată când tu ai nevoie să te simți mai tânăr, să vi la un concert ca să. iar eu să rămân să... blocat în timp, da. pentru că tu nu poți să evoluezi și vrei să rămâi acolo, în bucla ta de timp. Și eu evoluez, și eu cresc, și eu vine să vorbesc despre alte lucruri. Nu pot să mai scriu acum, adică nu, nu mai simt să mai spun unele lucruri pe care le spunem acum 20 de ani. Sau dacă le spun în alte imagini, în alte figuri de stil, cu alte cuvinte, cu alte concluzii, cu altă pornire nu putem să rămânem la fel și este bine că nu rămânem la fel. Correct. Dar, pe de-o parte, se pierde ceva, se pierde, uh, nu știu, poate o formă de naivitate care vine cu un farmec, mai ales în muzică și în texte, mm -hmm. când ești la început de drum și spui niște lucruri cum ni s-a întâmplat și nouă. Avem primele piese care sunt și acum niște sing destul de populare, pentru că au rămas piesele foarte cunoscute. Au venit dintr-o naivitate... De zis, bă, nu te ce facem noi acolo. Adică multe dintre cântece pe care noi le-am scris la început au fost că nu ne învățase nimeni cum se scrie, ce să scriem, despre ce să scriem și pentru ce. Că nu existau posturi de radio care să difuzeze muzică românească. Nu știam că o să apară prima televiziune muzicală din România și că noi vom fi primi, prima trupă care va fi difuzată acolo. Și atunci noi am scris pentru că simțeam noi La scara blocului să vorbim despre asta Asta s-a asta pierdut uh -huh. Și undeva încercăm să tot timpul să o uh, accesăm Să o reaccesăm Nu poți să o faci at ca atunci Dar cu experiența acumulată Cu relaxarea că în momentul ăsta Chiar nu ai nimic de pierdut Dacă încerci să faci niște lucruri sau să încerc să experimentez ceea ce noi facem de foarte multe ori, um, am dus pe ideea asta și nu mai știu ce să spun, dar ideea asta, ideea asta era că uh, transformarea de la început și că au mers niște generații împreună cu noi și că am fost coloana sonoră pentru ei și am luat parte de la momente importante din viața lor. că am ce fost însoțit viața multor oameni. Multor oameni, uh, este evident că acum uh, o să crească alți oameni cu noi. Și eu știu familia ale căror uh, copii ascultă mm -hmm. ascultă Van pentru că au ascultat și vin la concerte pentru că măgulitor. au fost părinților și acum preiau ei pasiunea asta mm -hmm. sau uh, interesul ăsta pentru noi. Și mie, asta mi se pare Fenomenal. fascinant. E, e undeva e puțin așa, dar bă, da, eu știam pe oameni ăștia când nici nu se căsătoriseră și acum sunt cu copiii și copiii sunt mari. Și e e trece timpul. Trece. Da. da. Hai să facem, deși eu știu că e greu, o formulă, da, a reușitei prin creativitate. Păi depinde ce... Talent, muncă, strategie, networking, cum să ajungi reușești. ce cum ajungi? Care, care, este, cum definim succesul reușitei? Faptul că se câștigă foarte mult din asta, faptul că va fi foarte, ceva de notorietate. Popular, da. Sau, foarte, sau visibil? faptul că te împlinește pe tine și ești un om fericit. Ca aici, diferă miza pe care ți-o propui. Reușita cea mai mare la mine, pentru a, nu știu, a. am sublinea că mă ajută creativitatea sau că eu am ajutat pe ea, este faptul că trăiesc din asta. Câteodată mai bine, câteodată mai puțin bine, câteodată excelent. Fluctuează. Dar uh, ai monetizat creativitate. Da. Din 1999 trăiesc doar din creativitate. Mm -hmm. Deci se din, poate. Da, se poate, evident că se poate și se poate mult mai bine decât o fac eu. Eu am făcut, mi-am făcut propriile greșeli, n-a fost nimeni să mă învețe. Poate asta e bine, poate asta e rău. Poate alți oameni acum, și cu siguranță o fac. scurt scur circuitează niște pași. Mm -hmm. Și pe Short de, o parte, cut. da, pe de o parte încep să câștige mai repede, pe de altă parte poate pierd niște, niște pași care s-ar putea să ajute mai, mai târziu. Dar eu trebuie da, din creativitate și doar din asta. în 1999 până acum sunt 23 de ani și am început într-o perioadă în care nu exista deschiderea asta și piața asta creativității în niciun domeniu, nici artistic, nici business, nici marketing, nici nimic. Exact. Dar nu doar eu, foarte mulți oameni. Și în continuare, să vezi că foarte mulți oameni care au început atunci, de fapt, acum sunt printre ce mai. sunt în floarea uh, creativității mm -hmm. și care sunt cei mai stabili. Pentru că am început într-o perioadă în care nu aveam ce pierde. În 98 am fost și eu. Prima dată într-o redacție, am muncit Vezi? din no. 98, aveam 14 ani atunci și m-am dus, nu știam, pe nimeni, absolut pe nimeni, m-am dus, am deschis ușile acele de fir foarte grele și am zis eu vreau să scriu. O puștoaică. Cum și... se face așa? Se face de fapt cel mai bine. Da. Memorabil așa Și este. inima așa bătea, poc, 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 bum, bum. Și a fost extraordinar și, bineînțeles, am fost pus la un test, am scris, le-a plăcut foarte mult, am văzut cum se ridică așa niște sprâncene în redacție și de atunci... Da, dar uite, da. sunt 20 ceva de ani și inima bate la fel. Inima bate, da, inima bate la fel. Asta e semnul Și mai... mi-e poftă de mai mult, ca să spun așa, adică vreau mai mult să creez, vreau mai mult să descoper, vreau mai mult să-mi exprim și mai mult de domenii această creativitate. Reușita creativității, până la urmă, stă în a nu-ți fi teamă. Uhum. Cred că, oricât de dement ar fi ideea și de imposibil, cred că acolo este, de fapt, teama de a nu. nu de a nu reuși, că asta este... Na, probabil o avem cu toții la, un anumit, la, un, la un, o anumită intensitate. Dar uh, teama că ceea ce gândim este prea mult uhum. pentru ce putem face noi. Cred că asta ne blochează cel mai tare. Chiar voiam să te rog să lași un mesaj așa pentru comunitatea mea, Creatoria.ro, o comunitate de creativi din toate domeniile și antreprenori, pentru că există afaceri creative, creatoare și din partea de regie, partea de scris, din orice. Sunt foarte mulți acolo. În diferite uh, etape și în cei care se lovesc de blocaje și în cei care acum sunt cumva, cum ai spus tu, în floarea succesului și cei care acum sunt la început, nu știu dacă e domeniul lor, dacă nu e o, e așa. Îi dau târcoale. Da, dau târcoale pentru că sună bine așa un pic să fii creativ, nu? Ce le spune? Ma spune? Da, creativitatea este pe undeva e motorul pasiunii. Nu, mm -hmm. Dacă nu există, dacă nu-ți verifici pasiunea, dacă Cred că cel mai simplu este, așa mi-am dat o seama despre mine, că sunt un om care are o pasiune fără de care nu poate să zâmbească a doua zi. Mă, dacă poți să dormi noaptea liniștit și tu încă nu ți-ai împlinit pasiunea înseamnă că nu e Și înseamnă că trebuie să cauți altceva. Dacă nu poți să dormi pentru că nu găsești o soluție în -ți duce la capăt creativitatea, legată de orice idee, atunci du-te du du până în pânzele albe că dacă o idee te bântuie atât de tare, înseamnă că e a ta. Exact. Și, te, și te strigă și stă după capul tău până o împlinești. 10 ani. Pe până 10. Deci, atât, dacă stă după tine ideea și nu te mm. lasă în pace și nu-ți dă pace, oricât de uh, e, imposibil, Ireal de realizat ar părea, du-te după aia că poate, poate nu. Uh, Ideea aia sau poate uh, drive-vola, că nu-mi-a știu, nu venit alt cuvânt acum, nu vine spre tine să te, te tragă după ea uh, doar pentru a împlini ideea. Poate, de fapt, vrea să te ducă într-un loc, într-un alt loc, prin acea idee. Poate nu aia este capătul de linie la în acel mm -hmm. punct. Dar poate un el este un, pre, un pretext, da? poate mm -hmm. este doar un mijloc de transport care să te mute mm -hmm. de aici într-un alt punct al vieții tale și, al, al, și, al, okay și așa. al pasiunii tale. Și cred că, de fapt, trebuie să rezumăm, să ne ascultăm instinctul. E mult mai puternic, mai interesant și mai fascinant decât creierul nostru, care cu cât uh, îl verificăm mai mult, cu atât o să ne păcrească mai tare. Îți Mulțumesc! Și eu mersi A fost foarte interesant. Uh, și pentru mine. Mă bucur! Mă bucur da. acest lucru! Pentru că am descifrat așa cumva din zona creativității și am, cel puțin eu am reparat câteva cuvinte interesante, curiozitate, bucurie, pasiune, și curaj. răbdare și curaj. Uite că am făcut și eu o formulă. A fost interesant. Îți da. mulțumesc mult de tot. Eu mulțumesc tare. Ați urmărit podcastul Acțiune. Vă mulțumesc și pe data viitoare.